Stimați chișinăuieni, bună ziua! Facem acest live din fața primăriei pentru a anunța răspunsul meu față de amenințările lui Ivan Ceban cu privirea faptului că mă dă în judecată. După cum am anunțat ieri, Ivan Ceban m-a amenințat că mă dă în judecată și solicită contribuții sau daune morale în sumă de 21.600 de lei. Chemându-mă în judecată, Ceban recunoaște faptul că îl deranjează adevărul și că eu spun deschis acest adevăr. În Chișinău, Ceban se luptă doar cu mine. Toți ceilalți candidați, toate taberele, s-au împăcat deja cu gândul că Ceban va câștiga în aceste alegeri și doar eu împreună cu colegii mei luptăm în continuare. Spunem adevărul și deranjăm. Dar să nu credeți că pe Ceban l-a deranjat declarația mea despre corupția din primărie. Toată lumea știe că primăria este plină de corupție. Nimeni nu se mai miră de acest lucru. Ceea ce l-a deranjat cu adevărat a fost faptul că eu am strigat că Moldova e în pericol. Și acest pericol este Ivan Ceban și oamenii care stau în spatele lui. L-am deranjat pentru că am arătat că sub sacoul de european Ceban ascunde o pereche de izmene rusești. Dar, oricum, începând cu ziua de azi, se vede că, în afară de aceste izmene, Ceban oricum nu mai are nimic. Pentru că, deși deține o funcție mare, el este un om mic. Așa bărbat ca el, care pretinde că are statură, se luptă cu mine și cere prin intermediul avocaților 21.000 de lei. Marele și puternicul primar, care pretinde și se laudă că va câștiga alegerile din primul tur, este deranjat de cineva pe nume Victor, de cineva mai mic ca el, aparent fără șanse, dar care este determinat să învingă în aceste alegeri. Exact ca David în fața lui Goliat. Domnule Ceban, dacă ești așa de mare și puternic cum te dai pe internet, de ce nu ai curajul să ieși la dezbateri cu mine? Să le spui și oamenilor care au de gând să te voteze despre planurile tale de colaborare cu ambasadorul Vasnețov sau cu primarul Sobeanin. Sau să le povestești despre masteratul tău la Moscova. Sau să le spui despre sfetnicul, sfătuitorul tău, Yuri Gudilin, ofițer FSB cu acte în regulă, care până recent se plimba prin primărie ca la el acasă. Domnule Ceban, vină la televizor să mă înfrunți, să demonstrezi că eu spun minciuni. Nu te mai plânge și nu te mai ascunde în spatele avocaților și a cererilor de chemare în judecată. Prieteni, este timpul să vedem clar și limpede cine este Ceban cu adevărat. Acest politician perfid, camuflat în european, care a vândut Moldova făcătorilor de război. Celor care ne spun că în Ucraina este o operațiune specială. Celor care încearcă prin intermediul lui Șor și altor oligarhi fugari să destabilizeze Moldova. Acum tot aceiași oameni îl învață pe Ceban să se dea cu trotineta prin oraș ca să credem noi că el este european. Oameni buni, Moldova este în pericol. La 5 noiembrie trebuie să votăm o Moldovă europeană, ca să-l oprim pe Ceban și oamenii din spatele lui să transforme Moldova într-o operațiune specială. Vă dați seama, Ceban a cerut de la mine cam 1000 de euro. Asta este valoarea cu care el își apreciază demnitatea și onoarea. Dragi prieteni, haideți să fim miloși și să-i dăm lui Ceban acești bani. Însă, nu pentru lezarea demnității și onoarei, pentru că oricum el nu le are, ci să-i dăm acești bani ca să-și cumpere un bilet într-o singură direcție, spre inima Rusiei,
acolo unde Ceban are parteneri cu care semnează tratate de colaborare, în Moscova sau în Tatarstan. Haideți să punem mână de la mână și să strângem bani pentru Ceban. Avem și un slogan pentru această campanie. Dați un leu pentru Ceban să se mute în Tatarstan. Urmăriți Facebook-ul meu, acolo voi anunța unde și când vom colecta câte un leu pentru Ceban și bilețelele de adio pentru acest trădător al Moldovei. Vă mulțumesc, Forța Chișinău, Forța Moldova! Încă un lucru extrem de important. Ceban l-a acționat pe Victor Chironda în instanța de judecată pentru niște adevăruri. Dacă o să mergem pe bulevardul Ștefan cel Mare unde ne aflăm și o să întrebăm ce cred oamenii despre primărie, este sau nu corupție în primărie, absolut toate răspunsurile vor fi da, primăria este coruptă. Dacă o să mergem pe bulevardul Ștefan cel Mare sau oricare alt colț al Chișinăului și o să întrebăm oamenii, a fost transformată primăria capitalei într-un partid politic, în sediul unui partid politic? Răspunsul va fi afirmativ. Da, primăria a fost transformată într-un partid politic. Ion Ceban nu are nicio șansă în instanța de judecată, dar totodată, în această cursă electorală, el a încălcat legea de foarte multe ori. Se apropie colegii noștri și vom merge direct la Comisia Electorală Centrală și vom depune astăzi niște contestații pentru faptul că Ion Ceban în această cursă electorală a folosit resursa administrativă. A încălcat articolul 16 din codul electoral, nu s-a suspendat din funcția de primar așa cum prevede legislația electorală și toate aceste încălcări ale legii le vom pune la dispoziția instituțiilor statului pentru ca aceste alegeri să nu fie de o manieră sovietică, să nu fie folosite resursele administrative, funcționarii primăriei, să nu fie folosită ștampila primăriei în aceste alegeri. Toți concurenții electorali trebuie să fie pe poziții de egalitate. Și da, spre deosebire de Ion Ceban, care nu are nicio șansă în instanța de judecată, pentru că am citit cererea prealabilă pe care au înaintat-o lui Victor Chironda, noi avem probe concrete cum Ion Ceban a încălcat legislația electorală și nu mai trebuie să se plângă pe Partidul Acțiunii și Solidaritate, care la fel încalcă legislația electorală. Noi suntem, de fapt, unicii care în această cursă electorală am respectat toate condițiile pe locuri aiurite ale codului electoral. O să ne vedem în instanța de judecată, dar nu pe partea civilă pe care o va pierde Ion Ceban, dar ne vom vedea în instanța de judecată pe modul în care Ion Ceban a încălcat legislația electorală în aceste alegeri din 5 noiembrie 2023. Dacă mai dorește cineva să vorbească, dacă nu, vă mulțumim foarte mult și oricum, în orice condiție, ne vedem cu Ion Ceban în instanța de judecată.